În ultima săptămână, AGA de la Panduri s-a întrunit de două ori. După mai multe discuții, acționarii au ajuns la concluzia că pentru a scăpa de problemele financiare, trebuie să declare insolvența clubului. Nu este adevărat că primăria Târgu Jiu sau că Artego au datorii în momentul de față spre clubul Pandurii Târgu Jiu. Suntem oameni care am iubit sportul și iubim sportul și ieri am făcut foarte multe demersuri să stea de vorbă cu conducerea clubului de către specialiști. Practic am invitat în AGA specialiștii care să explice actuala situație financiară a echipei și care este soluția de viitor. Specialiștii au spus că soluția de viitor este ca în cel mai scurt timp echipa să ceară intrarea în insolvență. Și alte cluburi din România au reușit să se redreseze în felul acesta, motiv pentru care finanțatorii acceptă măsura. Nu este de speriat, pentru că e o formă de protecție și de reorganizare, o protecție care a fost aplicată la multe cluburi din țară și vedem că funcționează și au funcționat. Dinamo, CFR Cluj. E o formă, dacă se cade de acord, o formă prin care permite continuarea activității cu asigurarea resurselor financiare pentru viitor, pentru plata drepturilor salariale și, să spunem, acea eșalonare care se produce ca urmare a reorganizării către bugetul statului. Poate, dacă eu sunt de acord, poate este o formulă care să permită încă o dată ca echipa să continue pe primul eșelon fotbalistic al țării, să nu fie depunctată, că asta este foarte important, și să găsim pentru la anul, pentru că am văzut mesajul de aseară al ministrului Grigorescu vis-a-vis de finanțarea clubului, pentru mine este definitivă. La ora actuală, datoriile pandurilor se ridică la circa 700 de milioane de euro, bani ce reprezintă dări către stat, dar și datorii către fotbaliști.